Salutare toată lumea, eu sunt Mona și bine ați venit la o nouă lecție de desen. Am văzut că mi-ați trimis o grămadă de desene și sunt foarte mulțumită de rezultate. Felicitări tuturor! Voi ați mâncat azi un fruct? Asta fac copiii cu minți, mănâncă fructe. Pe lângă faptul că au vitamine, sunt și delicioase. Noi am mâncat pentru că suntem copii cu minți. Am avut pisicuța data trecută. Am rămas surprinsă de desenele voastre, vă felicit și aștept în continuare să mă urmăriți și să-mi trimiteți desenele voastre. Astăzi vom crea un ursuleț, ne vom distra de minune, da? Hai să începem! Un ursuleț are un cap mare și rotund, urechiușe, două cercuri atașate de cap, cercuri mai mici. Le tăiem cu un semicerc aici la bază. Apoi facem ochișorii rotunzi și frumoși. Mai facem un cerc mic în interior. După care umplem cu negru. Ca să fie niște ochi mari, negri și strălucitori. Două sprâncenuțe ca să fie mai vesel. Un năsuc ca un năsturaș negru, un cerc mai turtit puțin. Și apoi boticul lui. Hai, ce drăguț e! Vom începe să facem fiecare mânuță în parte, astfel. Mergem și ne oprim ca într-un melc. Și în partea cealaltă, așa. Și acum mergem jos la picioruțe. Ne oprim în partea cealaltă de asemenea, ca în oglindă. Super! Hai să-i punem și lui un accesoriu, ca să fie mai elegant. Să-i punem un papion ușor într-o parte. El e un băiețel. Data viitoare o să facem un animăluț fetiță, să vedem cum. Îi conturăm burtica, hop, ne oprim aici. Hop, ne oprim. Și iar mergem înspre cap. Super! Ce bine ne-a ieșit! Aștept desenele voastre să vedem cum v-a ieșit și ursulețul. Să mă semnez. Asta este ursulețul nostru. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi. Vă aștept data viitoare. Și sper să fiți cu minți și să ascultați de părinți. Vă pup! Pa, pa!